Pone care au acceptat să fie gazde. Destul de dificil de recunoscut, dar vă spun eu cine este. Se numește Courtney Hicks și este fericita câștigătoare a medalii de argint în proba individuală feminină. A fost programul vieții ei, după cum a declarat la conferința de presă. Courtney Hicks, 19 ani. A început să patineze încă de la 5 ani. În luna decembrie, pe 15, va schimba prefixul. Va împlini 20 de ani. Ascultăm melodia Groove is in the Heart, interpretată de D-Light. Foarte puțin s-au așteptat la o evoluție atât de bună a americancei după ce la primul Grand Prix din acest sezon Cupa Chinei ocupa doar locul 6. O evoluție care a fost marcată de foarte multă exactitate, două programe în care patinatoarea americană a demonstrat că se poate concentra, pentru că programele gândite de cei doi antrenori, Jermichael și Alex Chang, au fost complexe. N-a fost deloc crispată, dar extrem de ambițioasă. Incitant pentru ea să participe alături de numele grele ale patinajului artistic feminin, doar dacă ne gândim la Mao Asada și este suficient.